Așa, după cum am menționat dimineață, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, înțelegem că există trei dimensiuni ale acestei împărății. Trebuie să le înțelegem și să nu le confundăm. Să le înțelegem nu numai dimensiunile, să înțelegem dimensiunile împărăției, dar și dispensațiunile împărăției. Pentru că împărăția lui Dumnezeu se descoperă și se revelează treptat, începând cu dimensiunea spirituală, apoi dimensiunea milenară și apoi dimensiunea finală și veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Am stabilit dimineață că dimensiunea spirituală a împărăției lui Dumnezeu se bazează pe cuvântul Domnului Iisus Hristos, care spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, versetul 21, nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, potrivit comunicării dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim? Împărăția lui Dumnezeu în lăuntrul nostru este naștere din nou sau este mai întâi regenerare. Așa se stabilește un teritoriu al împărăției lui Dumnezeu în interiorul nostru, în sufletele noastre regenerate prin naștere din nou. Apoi, extinderea împărăției lui Dumnezeu se face prin evangelizare și convertire, câștigând noi teritorii, noi suflete, care se predau și sunt la rândul lor regenerate. Și bineînțeles, se exteriorizează, se manifestă această împărăție a lui Dumnezeu ca o aplicație practică, în material, în vizibil, prin comportamentul nostru, iată mai întâi roada la nivel de caracter, apoi prin caritatea noastră. Și textul citit dimineață din Matei, capitolul 25, pune accentul pe spiritul caritabil al credinciosului născut din nou, parte din împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în el. Credinciosul acesta are fapte care demonstrează nașterea lui din nou și că împărăția lui Dumnezeu este în el. Vedeți? Atât dimineață cât și în seara aceasta s-a menționat câte ceva despre această manifestare exterioară a împărăției lui Dumnezeu, atât la nivelul slujirii cât și la nivelul închinării. Ea trebuie să fie și vizibilă. În momentul în care nu avem discernământul să respectăm niște norme de comportament, de vestimentație, de respect, asta se va întâmpla ori datorită lipsei de naștere din nou, ori datorită lipsei de maturizare spirituală. Omul care nu e născut din nou trebuie să se nască din nou. Omul care nu e matur spiritual trebuie să accepte să fie învățat pentru ca să aibă un comportament demn de împărăția lui Dumnezeu. Orice instituție din lumea aceasta pune preț pe felul în care este reprezentată. Dacă dumneavoastră lucrați pentru o companie, există niște polițe ale companiei care spun, dom'le, tu nu ești de capul tău, tu ne reprezinți. Felul cum te porți în societatea aceasta fie va ridica prestigiul instituției, fie va diminua prestigiul instituției. Ori atunci când noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este în noi, de asta ni se cere o închinare cu evlavie și cu frică. De aia ni se cer fapte vrednice de pocăința noastră și vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Acum, fără convertire, fără credință, faptele bune ajută societatea. Doar nu o să ne ducem acum să le spunem la oamenii din lumea asta, doamne, nu mai faceți fapte bune. Purtați-vă ca niște animale în junglă. Nu!
Există norme societale care îmbunătățesc viața. Ne ajută să viețuim, să conviețuim și până la urmă chiar să supraviețuim. Dar viața de credință fără fapte este inexistentă. Este doar o pretenție impertinentă, care n-are acoperire practică. Și citeam din Ioan capitolul 3, unde Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, oamenii care au fapte rele în viața lor fug de lumina lui Dumnezeu, pentru că nu vor să fie demascați ca fiind oameni făcători de rele. Dar oamenii care sunt născuți din nou, care sunt parte din împărăția lui Dumnezeu, ei vin la lumină, de ce să li se vadă faptele? Pentru că sunt făcute în Dumnezeu, adică în vieți născute din nou. În felul acesta, nu este subminată credința ca și condiție mântuitoare. Credința ca și condiție mântuitoare este demonstrată, este dovedită, este întărită prin fapte. Asta este dimensiunea spirituală. În vremea noastră, pericolul este cu acești predicatori eretici, falși, mincinoși, a unei împărății care depășește cadrul spiritual cu aplicație practică în facerea de bine și într-un comportament ireproșabil. Și care spun, noi trebuie să punem mâna pe orașe, noi trebuie să punem mâna pe instituții, pe clădiri, să le ungem cu un de lemn, să le proclamăm, să le declarăm. Oamenii ăștia, vorbirea lor e plină de pretenții, de rostiri, de declarații. Vrei impresia că pământul e al lor. Dau din picioare, îl calcă pe Satana. Acestea sunt impertinențe, sunt obrăznicii. Am menționat foarte clar că Domnul Iisus Hristos a fost tentat de diavolul în pustie să rostească transformarea pietrelor în pâine și n-a făcut-o. Pentru că deocamdată credința noastră nu are în vedere acest cadru practic manifestat al împărăției, care să cucerească teritorii, care să transforme materia, care să ne facă nouă pe plac, care să ne transforme dorințele în realitate. Există foarte multe promisiuni ale împărăției lui Dumnezeu care nu au în vedere cadrul spiritual, ci celelalte dimensiuni ale împărăției lui Dumnezeu și alte dispensațiuni, nu aceasta. Inclusiv făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Unele dintre ele nu sunt împlinite, își vor găsi împlinirea în domnia de 1000 de ani. Ori Israelul își freca mâinile, când vine Mesia, când instaurează în sfârșit împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Fără să realizeze că ei nu sunt vrednici de împărăția lui Dumnezeu, și în al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu nu se instaura atunci și așa. Și necunoscând momentul cercetării, când împărăția lui Dumnezeu dorea să se instaureze în viețile lor, au considerat pretenția Domnului Iisus Hristos de a fi Fiul lui Dumnezeu și împăratul lor ca un afront și ca o rătăcire. Pierzând momentul cercetării, au adus dezastrul asupra națiunii. Iată, aceasta este dimensiunea spirituală în care noi trăim acum. În dimensiunea aceasta spirituală sunt lacrimi, sunt dureri, sunt suferințe și este moarte. De aceea, pastorul Adrian Tișe spunea mai devreme că
Am primit această împărăție, dar trebuie să fim recunoscători indiferent de circumstanțe sau în ciuda circumstanțelor negative. Pentru că ele sunt încă parte din viața noastră, chiar dacă împărăția lui Dumnezeu s-a instaurat în noi. Știți că o înșelăciune diabolică care stagnează nivelul de maturitate al credincioșilor este să le spui că ei au putere să schimbe circumstanțele la pocnetul lor din degete. Sigur că ne rugăm pentru vindecare, noi nu subminăm darurile Duhului Sfânt și manifestările Duhului Sfânt, darurile spirituale, nu. Noi nu subminăm puterea de vindecare a lui Dumnezeu, dar ideea că toate aceste circumstanțe sunt niște piedici în calea manifestării împărăției lui Dumnezeu, lucrul acesta este greșit. În Eclesiastul, cuvântul Domnului spune că înțelepciunea și bunătatea inimii o găsim într-o casă de jale. Jalea este parte din maturizarea noastră spirituală, durerea, suferința, sunt convertite de Dumnezeu într-un capital de moștenire veșnică. Pentru că spune că problemele noastre de acum, încercările noastre de acum, suferințele noastre de acum, le mai și numește ușoare, și de o clipă. Nu merită să fie puse alături de slava viitoare. Și că toate aceste lucruri vor fi transferate în împărăția lui Dumnezeu care va să vie ca o greutate veșnică de slavă. Ei, perspectiva aceasta anulează pretenția că împărăția lui Dumnezeu se instaurează pe pământ, pe harta pământului, pe teritoriile pământului, cu tancuri și avioane. Nicio țară nu a devenit creștină în felul ăsta. Împărăția lui Dumnezeu nu s-a stabilit niciodată, nicăieri. Vă spuneam dimineață de Imperiul Sfânt Romano-German, care a generat două războaie mondiale, Holocaustul, crime, sânge, durere și nenorocire în lumea asta. Cruciadele care au provocat vărsare de sânge, durere și suferință. Atât pentru cruciați, cât și pentru cei pe care i-au cucerit. Sute de ani de opresiune, de răutate, de vărsare de sânge. Pentru că au crezut că în numele crucii punem mâna pe sabie și cucerim teritorii fizice pe care să le declarăm teritorii ale împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu a predicat așa ceva. Nu o asemenea împărăție a adus atunci când a venit pe pământ, ci o împărăție a sufletelor, o împărăție a inimii. Teritoriile împărăției lui Dumnezeu sunt de ordin spiritual. A doua dimensiune a împărăției lui Dumnezeu este dimensiunea milenară. Până și Hitler a priceput că o împărăție poate deveni permanentă, poate căpăta un caracter permanent după o dominație de 1000 de ani și a declarat împărăția lui, Reichul lui, o împărăție milenară, o împărăție care va dura 1000 de ani. Toți marii cuceritori din istorie, începând cu primul și probabil cel mai aproape de visul globalizării, Nimrod, apoi împărățiile Babilonului, Medopersiei, Greciei, Romei, Europei. Toate aceste împărății au încercat să cucerească pământul. Nu uităm că din toate părțile
Au fost încercări de genul ăsta din partea de răsărit, venit Imperiul Mongol, Imperiul Chinez, din zona musulmană a venit Imperiul Otoman, înainte de ei. Imperiul care a încercat să cotropească Europa prin vest, prin Spania. Toate aceste tentative sunt tentative anticristice care clădesc Imperiul lui Anticrist. Imperiul imediat următor în lumea noastră. Foarte interesant, când vorbim despre Imperiul Babilonian, Medo-Persan, grec, roman și european, pentru că este chipul de aur pe care l-a văzut Nebucadnețar în Daniel capitolul 2. Impresia este că aceste imperii s-au înghițit unul pe altul și s-au desființat unul pe altul. S-au înghițit unul pe altul, dar au contribuit fiecare la crearea acestui chip anticristic. Vă aduc aminte, capul este de aur și reprezintă împărăția babiloniană. I s-a adăugat bustul cu brațele care este împărăția Medo-Persană. Mijlocul de bronz care reprezintă împărăția grecilor. Fluierele picioarelor de fier care reprezintă împărăția romană, mai târziu divizată în două. Labele picioarelor, compoziție de fier, resturile împărăției romane și lut. Foarte interesant cum prezintă Daniel aceste împărății fragmentate prin legături de căsătorie la nivelul regilor. Este exact ce s-a întâmplat în Europa. Știți că în Europa există o singură casă regală. Regele României a fost nepotul regelui Cutare, regina Cutare a fost nepoata celuilalt rege. Toate casele acestea sunt înrudite prin legături de căsătorie. Cu toate acestea, n-au reușit să creeze omogenitate în Europa. Europa a fost zona de război, marilor conflicte globale. Interesant că labele picioarelor, care reprezintă Imperiul European, au și 10 degete, care reprezintă cele 10 zone de influență care îl vor vota pe Anticrist ca împărat în lumea aceasta. Urmăriți Apocalipsa în Daniel și veți vedea acest lucru. Ei, în momentul în care apare această împărăție a lui Anticrist, care este a șasea împărăție reprezentativă, după Babilon 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma 4, Europa, cu toate regatele ei, 5, 6, Imperiul Global Anticristic. Daniel spune că de undeva, din vârful unui munte mare, se va desprinde o piatră care se va rostogoli, va umple tot pământul. Este zona spirituală, dimensiunea spirituală și dispensațiunea spirituală a bisericii. Dar când ajunge în vale această piatră stâncă puternică izbește chipul cu capul de aur, cu pieptul de argint, cu brâul de bronz, cu picioarele de fier, cu labele picioarelor de fier și lut, îl face praf, îl clatină, îl zdruncină și îl pulverizează. Și Biblia spune că urmează al șaptelea imperiu, singurul din istorie care va rezista 1000 de ani, este Imperiul Domnului Iisus Hristos, este domnia de 1000 de ani, este domnia sabatică,
după 6.000 de ani de la creație, 7.000 de ani este domnia sabatică, este Imperiul Cristic. În perioada aceea, profețiile Scripturii spun că pustia va înflori, că va fi plină de izvoare, că deșerturile vor dispărea, că toate armele vor fi convertite și transformate în unelte, că va fi o pace desăvârșită pe pământ, că va fi prosperitate, că păcatul va fi foarte rar și aproape de neconceput, pentru că satana va fi legat 1000 de ani, că cine va muri la 100 de ani va fi considerat păcătos și lepădat și blestemat, că pământul se va umple de popoare și de oameni. După ce, în timpul mâniei lui Dumnezeu, oamenii vor fi mai rari ca aurul. Israelul va fi cea mai mare națiune și în timpul acela se vor împlini toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Cei 144.000, 12.000 din fiecare seminție, care sunt pecetluiți de Dumnezeu pentru domnia de 1000 de ani, trec prin necazul lui Iacov, fiind protejați, că doar o rămășiță să rămâne în viață. Și sunt păstrați în puritatea lor genetică, apartenenți celor 12 seminții, pentru că în timpul domniei de 1000 de ani, acești perfecți, acești sfinți, acești puri și acești oameni din semințiile lui Israel care nu sunt contaminați genetic, nu sunt amestecați genetic, să poată genera Israelul lui Dumnezeu. Israelul care îl acceptă pe Hristos ca Mesia. Israelul care îl acceptă pe Hristos ca împărat. Și Israelul, în mijlocul căruia domnește Hristos, cu sediul, cu capitala globală în Ierusalim, până la dezlegarea diavolului, care merge pe un pământ plin de oameni, în urma prinderii fiarei și a prorocului mincinos, care sunt aruncați în iadul cu foc, la sfârșitul mâniei lui Dumnezeu, diavolul este legat, lasă un pământ distrus, făcut praf. Hristos îl regenerează, transformă pământul într-un paradis. În timpul domniei de 1000 de ani. După 1000 de ani, satana este dezlegat și, credeți sau nu, înșală locuitorii pământului să se ridice, citiți în Apocalipsa capitolul 20, să meargă să împresoare cetatea iubită, să atace poporul sfânt și unita lui Dumnezeu, care guvernează pământul în vremea aceea, Israelul și biserica împreună. Și Dumnezeul care este un foc mistuitor, spune Biblia că va sufla foc peste ei și va mistui pe toți. Aceasta este dimensiunea milenară a Imperiului, 1000 de ani, unirea lui Israel cu biserica și este un guvern cristic global. Cineva îi spunea odată dictatura lui Hristos pe pământ. Un om important din România a fost întrebat odată care este cea mai bună formă de guvernământ. Pentru că unii spun că este democrația, alții spun că e capitalismul, alții spun că este comunismul. America, mulți spun că e comunismul. Omul acesta a spus, domnule, cea mai bună formă de guvernământ este dictatura luminată. Când ai un împărat sau un rege, stăpân, dar are lumină în cap, iubește poporul și face bine. Nu știu dacă lucrul acesta se poate aplica vreunui muritor, dar vă garantez că
că dictatura lui Hristos, împărăția lui Hristos este cea mai luminată împărăție din universul acesta. Lumina sfințeniei, a corectitudinii, a transparenței, a neprihănirii, domină împărăția lui Hristos și se va instaura pe pământ în timpul domniei de 1000 de ani. În momentul în care toți sunt incinerați, spulberați, pulverizați de focul lui Dumnezeu, urmează intrarea în eternitate. Este ultima dispensațiune a împărăției lui Dumnezeu și ultima dimensiune a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția finală. Împărăția plenară, totală. Dumnezeu este totul și în toți. Atunci se realizează marea desăvârșire, marea perfecțiune a totului și a toate. Este o dimensiune eternă. Dar atenție, este o împărăție compartimentată. Dumnezeu este stăpân peste eternitate, dar este o eternitate împărțită în două. Când noi le predicăm la evanghelizări oamenilor, noi nu le promitem eternitatea dacă se întorc la Domnul Iisus Hristos. Eternitatea deja o au. Niciun om nu intră în neființă, în inexistență. Odată ce prin intersecția între materie și suflarea de Duh de la Dumnezeu se creează un suflet viu, care este o identitate umană, unică. Aceasta este eternă. Chiar dacă murim, continuăm să existăm în eternitate. Întrebarea se pune în care dintre cele două eternități. Pe ultima pagină a Scripturii există aceste două compartimente. Unul se numește înăuntru și altul se numește afară. Înăuntru este acolo unde e împărăția lui Dumnezeu, unde este adevăr, unde este dragoste, unde este bine, unde este neprihănire, unde nu sunt lacrimi, unde nu sunt dureri și unde nu este moarte. Acolo sunt neprihăniții lui Dumnezeu. Cei în care s-a instaurat împărăția lui Dumnezeu spirituală și care au trăit cu scumpătate, cu evlavie, cu frică și temere. Afară sunt oamenii nelegiuirii, împreună cu diavolul, împreună cu ungerii căzuți, împreună cu fiara și prorocul mincinos, împreună cu toate imperiile și toți exponenții anticristici, care de-a lungul vremurilor au încercat și au creat precedentul instituirii împărăției lui Anticrist. O împărăție care astăzi stăpânește cu întunericul ei în lume. O împărăție a crimelor, o împărăție a războaielor, o împărăție a homosexualilor, o împărăție a inițialelor. O împărăție a schimbării definirii familiei. O împărăție a minciunii. Asta este împărăția întunericului. E toată această împărăție va fi luată, va fi făcută gemotoc, va fi distrusă, pulverizată în lumea aceasta, împreună cu materia care a căzut victimă acestui compromis, acestei contaminări. De aceea Biblia spune că suspină, este revoltată natura. Dragii mei, nu poluarea distruge pământul,
nu încălzirea globală. Eu am soluție pentru problemele naturii. Să se pocăiască toți, că Dumnezeu ar vrea lucrul ăsta. Păcatul este cel care distruge lumea. Că atunci când în Apocalipsa capitolul 11 spune a venit vremea să pui mâna pe împărăția ta și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Cum îl prăpădesc? Că merg cu mașina? Că consumă benzină? Că au aer condiționat? Astea sunt aberații. O explozie vulcanică creează mai multă poluare în atmosferă decât 100 de ani de poluare maximă de ordin uman. Pământul are în sine create resorturi de regenerare. Cei care mergeți în Hawaii știți că este o zonă cu o vegetație extraordinară. Vegetația aceasta a crescut din piatră seacă, din explozii vulcanice. Piatră considerată moartă. Și și bogăția aceea de faună, de floră. Frați și surori, păcatul contaminează și distruge pământul. Și este nevoie de o regenerare spirituală pentru ca pământul să fie regenerat. Lucrul acesta se petrece în timpul domniei de 1000 de ani. Dar după ce trece domnia de 1000 de ani, după revolta finală, urmează o împărăție care durează veșnic. Nu va mai fi niciodată contestată, nu va mai fi niciodată în competiție cu nimeni și cu nimic. Dar răul va fi izolat și compartimentat. Și coșul de gunoi al eternității se numește iazul de foc. Știți că la gropile de gunoi există un foc veșnic, necurmat. Gunoiul trebuie să ardă în continuu. Nu vreau să ofensez oamenii de lume. Însă ei sunt gunoiul societății. Oamenii care fac rău, care mint, care fură, care înjură, care comit crime. Gunoiul acesta va arde o eternitate. Și împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi niciodată în prezența acestei toxicități. Astăzi este vremea când sufletele pot fi convertite, când împărăția lui Dumnezeu poate să-și așeze teritoriul în inimile oamenilor. Hristos este un domn al inimilor, este un domn al sufletelor. Astăzi poți să schimbi destinul. De aceea a venit Hristos. Nu pentru că Dumnezeu se încălzește la focul iadului o eternitate. Iadul nu e șemineul lui Dumnezeu. Așa cum ne mai încălzim noi și privim cu plăcere flăcările iarna când e frig. Nu. Iadul este un loc sinistru, este un loc teribil, este un loc îngrozitor. Este singurul loc unde poate încăpea păcatul și agenții lui în eternitate. Și Dumnezeu ar vrea să golească iadul. Să rămână acolo numai Satana cu îngerii lui. Și în cele din urmă cu moartea. Însă nu este posibil lucrul acesta pentru că marea majoritate a oamenilor îi întorc spatele Domnului. De ce? Nu pot să-mi dau seama. Dacă în seara aceasta am avea în față două drumuri despre care vorbea Brother Howell dimineață, unul care duce în sus la rai și unul care duce în jos la iad. Și ar fi două realități fizice. Să simți căldura care vine de acolo de jos și să simți parfumul binecuvântat care vine de acolo de sus. Poate s-ar găsi un om fără minte să meargă în jos. Poate s-ar găsi câțiva
Mă gândesc că marea majoritate a oamenilor ar alege drumul către cer. Faptul că nu avem acum două drumuri și că nu simțim pălălaia focurilor și parfumul raiului, nu le face mai puțin reale. Bifurcarea aceasta este reală. În seara aceasta sau oricând cineva va auzi acest mesaj, se află în fața acestei răscruci. Împărăția lui Dumnezeu este aici. Și tu poți deveni teritoriul împărăției lui Dumnezeu, dacă vei alege bine în seara aceasta. Dragii mei, m-am gândit de multe ori la faptul că noi oamenii dorim ceva tangibil. Dorim ceva pe care să putem pune mâna. Dorim ceva de care să ne putem lipi, de care să ne putem atașa. Ceva real în percepția noastră de oameni care trăim în carne și sânge. Și mă gândeam la tânărul bogat care vine la Domnul Iisus Hristos și îi spune: Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și omul acesta demonstrează că putea să accepte legea lui Dumnezeu, putea să accepte poruncile lui Dumnezeu, nu-L putea accepta pe Hristos ca Dumnezeu. Și ucenicii după aceea sunt foarte înfiorați de experiența aceasta, că omul a plecat întristat, a ales greșit. Cine mai poate să fie mântuit? Cine mai poate să ajungă în rai? Nu spune, ce la oameni e cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt o putință. Și atunci Petru spune: Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Noi vrem să ajungem în rai. Și Domnul spune: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat, să fi lăsat în urmă toate legăturile, relațiile, posesiunile, tot ce este în lumea aceasta, ca să-L urmeze pe Hristos și să nu primească în veacul acesta frat, suror, mamă, tată, împreună cu prigonieri, că suntem într-o lume străină, într-o împărăție străină. Noi suntem ambasadorii lui Dumnezeu într-o lume ostilă, într-o lume străină, care n-are nicio problemă să sacrifice ambasadorii. Știți că ambasadorii au imunitate diplomatică și trebuie să fie protejați. În lumea asta nu există asemenea reguli. În împărăția diavolului n-au niciun fel de scrupule. Vor lua ambasadorii cerului și îi vor sacrifica, după cum i-au luat pe proroci în vechime, după cum i-au luat pe apostoli și pe sfinți de-a lungul istoriei. Dar până să ajungem la viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu are chiar și aici pe pământ beneficii. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce se întâmplă acolo unde se adună credincioșii. Sunt zidiți sufletește, sunt hrăniți sufletește. Nici cea mai bună friptură din lumea asta, nici cea mai bună garnitură din lumea asta, nici cel mai scump restaurant din cele mai scumpe cartiere din țara asta sau din lumea asta nu valorează cât cântările duhovnicești, rugăciunile, părtășia pe care noi o avem atunci când venim la casa lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, toți mai devreme sau mai târziu avem nevoie, fiind frați neînsemnați ai Domnului Iisus Hristos, de ajutor, de sprijin, să n-aveți impresia că în lumea asta o duce cineva mai bine. Psalmistul odinioară s-a mirat că celor răi le merge bine, că de unde se uita, el așa părea, că lumea asta știe să își pună masca de plastic și să zâmbească. În realitate, pocăiți sau nepocăiți, buni sau răi, după cum soarele strălucește peste toți și plouă peste toți, toți au necazuri, toți au probleme, toți au lipsuri, toți au doliu în familiile lor.
Dar în vreme ce ei se întristează ca cei ce n-au nădejde, noi avem nădejdea și bucuria unei împărății veșnice de slavă, fără lacrimi, fără dureri, fără necazuri, fără moarte. Și experimentăm de pe acum bucuria mântuirii și bucuria împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pe ce să facem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru această împărăție? În zilele următoare se redeschid școlile pentru copiii noștri. Știți care este ironia? Cele mai fragede ființe din împărăția lui Dumnezeu sunt aruncate în zilele care urmează în prima linie a frontului. Profesori, evoluționiști, deformați moral, contaminați în mintea lor de ideologia neomarxistă, materialistă, vor începe războiul împotriva minții copiilor noștri. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i protejeze. Garda lui de îngeri să fie tăbărâtă în jurul lor, să le protejeze mintea, sufletelele, inimioarele, să-i păstreze în adevărul lui Dumnezeu. Ne rugăm din toată inima, frați și surori, fiind recunoscători, dar în același timp vigilenți și cerând de la Dumnezeu ajutor și binecuvântare. Venim cu toții înaintea Domnului.